că m-a sunat tântica pe telefonul lui tanța Bulău, că ea nu mai are credit, că nu mai sunt etichete scoase. Cheile eu le-am lăsat după Valentin. Ea, tântica, a zis că nu mai intră în birou la mine. Și că nu mai au etichete pentru LSP. Printate. Eu când am plecat, aveau etichetele. Trebuie printate, dar tânțica nu vrea să intre în birou. Așa zic, că nu mai intră în birou. Bine, mersi. Dacă te duci acolo, doar trebuie pus dat drumul la butonașul acela roșu, pentru că rola de etichetă e programată să scoată. Să știi. Știi că la imprimantă are butonul acela care se pune pe pauză, cel roșu. Apasă pe butonul ăla de sub. Știi că e verde, roșu. Verde, roșu și mai jos, ăla care îl pui pe pauză sau oprești când îi dă eroare. Îi dă drumul la aia și merge mai departe rola, că se terminase rola când am plecat și am lăsat-o pe cealaltă nouă, când au ei nevoie să-și printeze. Erau 2000 de lei. Da, am alimentat eu 160 de lei și așa am băgat și eu.
despre sindromuri, despre probleme din capul nostru, piticii din capul nostru, vocile din capul nostru. Povestea o prietenă că are o senzație nasoală seara. Nu se poate uita în oglindă atunci când se duce la baie, ci că este frică. Că are senzația că vede pe cineva în oglindă. Ea fiind de multe ori singură acasă. Păi, dacă și mai are o oglindă în camera ei care dă spre geam și la fel, are senzația că dacă se uită în oglindă, vede geamul și ar vedea dincolo de geam, la etajul 7 cât stă ea, vede pe acela. Păi sugerez fumigații cu cu naftalină, cu tămâie, da? Dacă nu merge cu tămâie, cu salvie. Dacă nu merge cu salvie, îmi pare. Da, există și soluții pentru treaba asta, bancul zilei. Stai un pic, că vreau să știu unde știe aceste tips and tricks-uri, Vlad Rămâne. Da, eu, începând din luna, cred că ianuarie, până acum, mai de una zi, am avut parte de niște experiențe paranormale. Noapte de noapte, care m-au făcut să dorm 3 ore, 2 ore pe noapte. Și două luni și jumătate. Am încercat prima oară, na, în mod reflex cu fumigații, cu tămâie. Da, cum am mod reflex? Eu n-am reflexul ăsta. Eu n-am. Stai cu tămâie? Da, cu tămâie, am dat cu tămâie prin casă. Ai văzut la televizor faza asta pe mâna? Am văzut la biserică când mă duceam. Te duceam? Am văzut că da. Făcea, da. O făcea preotul. Dar nu, că am vrut să fiu preot la un moment dat până pe asta așa. Da? Da. Și după care, atunci, în perioada aia, am niște vizite și mi-a recomandat o domnișoară fumigație cu salvie. Lumânări de la Malbenski, n-ai încercat? Nu. Nu? Habar n-am ce să fac. El nu face lumânări, face bărbiște și lumânări. Cu bune? Da. E, și mi-a adus o mănânchi din ala de salvie și i-am dat focul fum prin casă. Și cu salvie a trecut? Nu. Nici de cum. Deci, efectiv, când puneam capul pe pernă, aveam impresia aia că intră cineva în cameră. Deci fix că... Te pune? Și... Da. Vai de capul. Nu are în șir. Băi, are în șir. De dormeam cu la trei. Nu vorbesc foarte serios. Veneam aici, rup ochii. Deci, cum zic? Adică, în perioada asta? Nu, în timp ce noi credeam că Vlad e ok. E ok. Da. Și veneam după 2 ore de somn, 3 ore. La tine în casă, unde stai tu? Da. E casă... un prieten care la un moment dat era coleg de radio la Nord-Est, la Radio Nord-Est și omul la un moment dat este în copru, avea apartament cu 5 camere într-un bloc cu 3 etaje, ceva de vis, dar nu se plăcea acasă și s-a dus undeva în podul și a închiriat un apartament cu 2 camere în zona Podoroș din Iași și la un moment dat mi-a povestit după ceva vreme că cea un bloc acolo unde stau eu, un apartament, vreau să fac un bairam. Și când am auzit ce s-a întâmplat în casa lui, am zis că nu. S-a spânzurat unul de lustră. Aha. În apartamentul în care a stat el. Și da, dar nu e cazul. La mine nu este cazul și...